Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale de luni. Așa, ca de obicei, îl avem invitat pe prietenul, am îndrăznit prea mult să mă iertați, dar am îndrăznit, după porunca Mântuitorului Hristos, să-mi consider duhovnicul și invitatul de luni și prieten. Bine ați venit, să rămână. Să rămână, Părinte Adrian. Ei, am făcut vorbire despre acest cuvânt și l-am numit prieten pe Părintele Iustin și pentru ceea ce simt și simte, dar pentru că, de fapt, despre prietenie vom încerca astăzi să nu să discutăm, ci să învățăm din discuția, din convorbirea Sfântului Ioan Casian și a Sfântului German cu Părintele Iosif. Părintele Iosif. Vă ascultă, prietene drag. Da, Părintele Iosif spune Sfântul Ioan Casian, știți că el obișnuiește să facă o prezentare fiecărui părinte atunci când... Ne face cunoștință cu invitatul emisiunii sale, da. Fiecărui dialog. Așadar, Părintele Iosif știa foarte bine nu numai limba egipteană, spune Sfântul Ioan Casian, ci și pe cea greacă, motiv pentru care vorbea direct cu noi fără tălmaci, așa cum făceau ceilalți părinți. Iată motivul pentru care bariera de limbă nu mai exista, contează iarăși foarte mult. Și dialogul dintre Ioan Casian și cuviosul German pe de-o parte și Părintele Iosif este destul de animat și antrenant, veți vedea. Și intim un pic, da. De la început, spune Sfântul Ioan Casian, ne-a întrebat dacă eram frați buni. Foarte interesant această remarcă, pentru că vedem și cât de mare era prietenia între cei doi, astfel încât ajunseseră la o asemănare de trăsături fizice, păreau a fi frați de trup. Și aflând de la noi că nu suntem frați de sânge, ci suntem legați prin frăție duhovnicească încă de la începutul viețirii noastre duhovnicești în mănăstire, a considerat de cuvință de la început să ne vorbească despre prietenie. Ce frumos, inspira. Frumoasă inspirație. Mai întâi le zice Părintele Iosif să ne aducem aminte de ceea ce zice Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. La sursă tot timpul, nu? Când zice, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum și eu v-am iubit pe voi, mai mare poruncă decât aceasta, și mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul să și-l pună pentru prietenul său. Iată un text în care Mântuitorul vorbește despre prieteni, prietenie. Și despre apogeul prieteniei, până la urmă. Apoi adaugă, voi sunteți prietenii mei, pentru că nu vă mai consider slugi. Textul îl găsim la Ioan, capitolul 15. Pentru că sluga nu știe ce face stăpânul său, dar iată, eu v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi le-am spus vouă. Cu alte cuvinte, nu mai am niciun secret. Nicio taină. Nu am... Iată o caracteristică nu prima. Mă rog, prima ar fi jertfernicia și a doua, iată, lipsa de taină între prieteni. Nu au ce să-și ascundă. Sunt carte deschisă unul pentru celălalt. Îți pui sufletul pe tavă, am spune noi, ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos face la un moment dat cu apostolii și cu ucenicii săi și ridică la acest statut privilegiat de prieteni. Vom vedea că prietenia este superioară iubirii, așa cum o înțelegem noi îndeopște, de altfel prietenia este forma cea mai înaltă a iubirii. Trebuie să știm că pentru a exprima diferitele forme ale iubirii în limba greacă, care din punctul unora de vedere este mult mai complexă decât limba română, limba greacă folosește trei verbe, erame, agapo și philo. Deci sunt trei verbe distincte. Erame, să ne aducem aminte că din verbul acesta derivă erosul, pe care îl avem și noi în limba română și care înseamnă iubirea pătimașă, iubirea pasională, iubirea trupească, în sensul acesta. Pe de altă parte, iubirea agapo, un alt cuvânt folosit de limba greacă veche pentru a exprima iubirea, dar pe un alt nivel, pe o altă treaptă, agapo, se referă la iubirea cu măsură, iubirea rece. Platonică? Acea platonică, să spunem, acea iubire în care îți pui mereu întrebarea de ce și pentru ce trebuie să te iubesc. Adică, cu alte cuvinte, care este interesul sau folosul? Am motivație să... Eu te iubesc. Trebuie să am o motivație foarte serioasă ca să-mi pierd timpul cu această dragoste. Cât privește verbul philo,
din care derivă substantivul filia, prietenie, despre care vom vorbi astăzi. Iisus îl folosește atunci când vorbește despre iubirea Tatălui, iubirea absolută, iubirea totală a Tatălui față de El, de Fiul Său și față de întreaga creație. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca tot cel ce crede în Tânsul în piară. Ne aducem aminte de aceste texte în care Mântuitorul folosește verbul filo. Din care avem, repet, substantivul filia, adică prietenie, despre care vom vorbi astăzi. Filo înseamnă în limba greacă veche și a săruta, a îmbrățișa și mai înseamnă, pe de altă parte, și a sta mereu aproape, adică cel care este mereu aproape de tine. Nu numai fizic, cât și sufletește. Așadar, vedeți, a săruta, a îmbrățișa, a fi mereu aproape, acestea ar fi însușirile care definesc prietenia adevărată. Iată o mică introducere, nu? Pe care în capitol, să ne aducem aminte că și în capitolul 21 de la Ioan apare un dialog interesant, arhicunoscut, între Mântuitorul Iisus Hristos și Sfântul Apostol Petru. La întoarcerea lui Petru, da. Da, după înviere există acolo un prânz, prânzesc, mănâncă, Mântuitorul frânge pâinea și împarte peștele fript și ei mănâncă. Iar Iisus îl întreabă la un moment dat pe Petru, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iar Petru îi răspunde, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și zisa lui, Mântuitorul, paște mielușeii mei. Îl întreabă apoi și a doua și a treia oară, motiv pentru care Petru se mâhnește, scrie a treia oară când întreba, da. Scriptura. Interesant este faptul că prima și a doua oară Iisus îl întreabă pe Petru agapasme, adică folosește verbul agapo, mă iubești interesat? Înțelegeți în sensul ăsta, iar Petru îi răspunde cu filose, adică te iubesc ca un prieten adevărat, te iubesc total, te iubesc din toată inima, fără nicio limită. Abia a treia oară Iisus îl întreabă filisme, adică mă iubești ca un prieten, cu alte cuvinte, ești una cu mine, într-adevăr, îmi ești cu adevărat aproape. Mereu aproape, mă porți în îmbrățișare și în sărutarea și în îmbrățișarea și pe buzele tale, îți pot încredința oile și mielușeii mei, n-ai să te lepezi de mine atunci când vei fi prigonit. Acesta ar fi sensul verbului pe care îl folosește Mântuitorul Iisus Hristos, la care Petru răspunde, da, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că te iubesc. Filose Kyrie. Iată, vă spuneam și altă dată, v-am împărtășit această, cum să spun eu, bucuria mea de a mă ruga cu această rugăciune a lui Petru. Din toate rugăciunile scurte pe care le găsim în Evanghelie, Doamne, ai milă de mine, Doamne, cel mai mult îmi place rugăciunea aceasta a lui Petru, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și o folosesc ori de câte ori îmi vine în minte. Încălzește repede inima. Încălzește inima și e rugăciunea mea preferată. Deci, vedeți, Petru, trecând cu vederea formularea inițială a Mântuitorului Iisus Hristos, când folosește verbul agapo, mă iubești din interes, îi răspunde încă de la început, filose, te iubesc ca un prieten adevărat. Adică ce mai... Și asumase din start, da, maximum de iubire. Da? Nu mai încape vorbă că nu te iubesc platonic, interesat, ci te asimilez, te port în mine, te port mereu aproape, în sufletul meu, în cugetul meu, în inima mea. În convorbirea de astăzi despre prietenie, Părintele Iosif și-a început expunerea în felul următor. Sunt multe feluri de prietenie, spune el, pe care pe unele dintre acestea mai degrabă le-am putea numi tovărășii. Vedeți ce frumos? Se face o distinție cât de cât acolo, da. Și noi obișnuim să zicem, este prietenul meu, dar de fapt noi nu exprimăm tovărășia. Faptul că există între mine și celălalt această iubire absolută, iubirea pe treapta cea mai înaltă a iubirii, ci e o tovărășie și vom vedea că Părintele Iosif le explică foarte lămurit. Pentru că aceste tovărășii de fapt leagă oamenii între ei în diferite chipuri și legătura prieteniei își poate avea începutul fie într-o învoială anume, un contract, o înțelegere între doi sau mai mulți oameni. În contextul oarecare. Așa, fie într-o asemănare de identitate, de vederi, și spune Părintele Iosif că în sensul acesta chiar și tâlharii, criminalii, hoții se simt atrași unii de alții
fiind prieteni și în scopul lor, în scopul având lor. Părtășie la aceeași crimă, în scopul lor. Deci putem vorbi și de astfel de prietenii și fie prin legile firii și ale înrudirii de sânge. Te simți mai apropiat de cel care ți este asemănător, frate, văr. Da. Și zice părintele Iosif că așa se explică de ce și animalele de o fericitate înfricoșătoare, între ele sunt totuși blânde și nevătămătoare, simțindu-se atrase unele de celelalte prin apartenența la aceeași specie sau la același neam. Noi în limba română spunem că corb la corb nu își scoate ochii. Nu? Așadar, iată totuși aceste feluri de tovărășie, de atașament pe care le vedem că sunt comune și la cei buni și la cei răi și le vedem inclusiv la animale, totuși spune părintele Iosif, ele nu sunt pentru toată durata vieții. Și nu sunt autentice prietenii. Și bineînțeles că nu sunt prieteniile cele adevărate. Ele sunt trecătoare. Motivul pentru care se întâmplă ca aceste prietenii să fie întrerupte poate fi depărtarea. Noi spunem ochii care nu se văd, se uită, timpul, noi spunem timpul le șterge pe toate sau le vindecă pe toate, pentru că intervine uitarea, este firesc. Sau a încetat acel scop care îi unea, nu mai fac crime împreună sau nu mai locuiesc unul lângă altul, s-au mutat, unul și-a părăsit cartierul și atunci vecinii care erau prieteni nu mai sunt prieteni, da. Aceasta o spune și Cicero la un moment dat. Prieteniile care sunt din interes încetează odată cu interesul. Normal. Și neînțelegerile care pot să apară pe parcursul relației de prietenie sau conflictele de interes. La un moment dat poți să intri într-un conflict de interes cu prietenul tău, cu asociatul tău, dacă e să faci o afacere, să ai o firmă împreună. De altfel, se spune că nu e bine să te asociezi. Deci asta ar fi o altă situație. Deci nu numai că a încetat scopul. Scopul a căpătat un sens potrivnic unul celuilalt. Nu numai că, uite, nu mai sunt vecini. Acum vrea un vecin să ia din bucata de teren a celuilalt. Deși pleci de la un interes comun, ajungi la conflict de ceea ce se numește conflict de interese. De interes. Iată de fapt care este temelia acestor tovărășii, spune părintele Iosif, slăbiciunea și lipsa. Astea sunt, de aceea ne împrietenim de cele mai multe ori unii cu alții, din slăbiciune și din lipsă. Dar posibilitatea de a-ți procura prin alții ceea ce n-ai putea să procuri prin tine însuți, conferă prieteniei de fapt o legătură josnică, spune părintele Iosif. Dacă doar interesul ar închega prieteniile, atunci tot interesul, prin schimbarea lui, le va nimici. Se poate transforma o tovărășie în prietenie? Bineînțeles că se poate transforma în prietenie. Tovărășia poate fi începutul unei prietenii adevărate, dar trebuie să știm că adevărata prietenie se naște, spune părintele Iosif, din asemănarea de virtuți. Ea crește din dubla desăvârșire și virtute a prietenilor, pe care aceeași voință, aceleași țeluri de viață, nu-i lasă decât foarte rar să aibă sentimente deosebite sau păreri diferite în cele ce duc la plinătatea vieții duhovnicești. Deci, dubla asemănare de virtute. Vom vedea că părintele Iosif mai departe arată că dacă unul dintre prieteni suferă de o slăbiciune, paradoxal cel slab va rupe legătura prieteniei. Și vom explica și de ce. Așadar, virtutea însăși este aceea care aleagă și păstrează prietenia și fără ea, prietenia nu poate să existe nici de cum. Prietenia nu este altceva, spune Cicero la un moment dat, decât de plină înțelegere asupra tuturor lucrurilor divine și omenești, unită cu un sentiment de bunăvoință și de iubire, și spune Cicero, îmi pare că în afară de înțelepciune, oamenii n-au primit nimic mai bun de la Dumnezeu decât acest sentiment, această bunăvoință, această dragoste capacitate reciprocă și capacitatea de admirație reciprocă a virtuților care celuilalt. Ce este mai dulce, spune, decât a avea un prieten căruia să-i poți spune toate ca ție însuți? Într-adevăr, nu? Când ai o suferință, o durere, un necaz, sau chiar o bucurie, să poți să o împărtășești acestui prieten ca și cum ți le-ai spune ție însuți. Ceea ce ne farmecă la prietenul nostru nu este de fapt folosul pe care îl avem de la el, ci iubirea lui
personală, că și tot ce vine de la dânsul ne este plăcut pentru că pornește dintr-o inimă bună, dintr-o inimă caldă, dintr-o inimă binevoitoare. Sau atunci când a devenit prieten, tot ce vine de la el e bun numai că vine de la el. Că el este expeditorul, sunt deja convins că e bine. Prietenul este omul de care nu te îndoiești niciodată, de sinceritatea lui, de bunăvoința lui, de faptul că îți dorește permanent binele. Este extraordinar să ai un astfel de om. Cine are un prieten în viață poate să se considere cel mai bogat. Cine are doi sau trei, îmi plăcea mie să zic, să se considere fericit dacă ai un prieten, dar dacă ai doi sau trei, te poți considera prea fericit. Știți? Da. Asta ca o glumă, știți? Dar, într-adevăr... O glumă care exprimă realitate, până la urmă. Da. Așadar, adevărată prietenie este, de fapt, admirația firii față de virtuțile celuilalt și lipsa de orice interes. În prietenie, admiri virtutea și caracterul celuilalt, bunăvoința, onestitatea, dreptatea, așa cum am mai spus, dărnicia, lipsa fățărniciei și a plecărilor rușinoase sau tulburătoare, omenia și respectarea cuvântului dat. Fiecare se iubește... Respectarea cuvântului dat. Fiecare se iubește pe sine, spune mai departe Părintele Iosif, este clar, nu? Că nu pentru a avea oarecare câștig. Eu nu mă iubesc pe mine pentru că câștig nu, ceva din această... Nu, datoria și este practic, până la urmă, etalonul iubirii, că îl iubim aproape de cap. Ci pentru că, natural, persoana mea îmi este foarte dragă, de-aia mă iubesc eu pe mine însumi. Și fiecare om face la fel. Și am grijă. Inclusiv Sfânta Scriptură zice că nimeni nu se urăște pe sine, ci își încălzește trupul și la fel. Îl îngrijește. Și îl îngrijește. Când, în acel text unde care se citește la cununie și unde Sfântul Apostol Pavel vorbește despre relația dintre bărbat și femeie. Este firesc să fie. Aceasta este natura prieteniei, spune mai departe Părintele Iosif. Omul care natural se iubește pe sine însuși, caută un altul, al cărui suflet să se confunde cu al său, ca din amândouă sufletele să facă unul singur. Vedeți lucrul acesta? De fapt, unul celălalt. De fapt, este exprimat de Dumnezeu în Cartea Afacerii, când spune nu este bine să fie omul singur pe pământ, de aceea va lăsa omul pe tată sau pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor deveni un trup. Deci vor deveni una. Iar cuvântul trup în acest text din facere nu înseamnă doar sângele și carnea, ci omul în integritatea lui. Adică vei fi aceeași cuget, aceeași simțire, vei avea cu prietenul tău aceeași voință, aceleași pasiuni, aceleași preocupări, aceleași idealuri, aceleași scopuri în viață și așa mai departe. Un prieten nu este altceva decât un al doilea eu. Vedeți ce frumos spune? De aceea când îți privești prietenul, te privești pe tine însuți, pentru că vezi într-însul propria ta imagine. E bine, când gândești de aici, prietenia... probabil și Sfântul, și Părintele Teofil văzuse la cei doi frățietatea, pentru că deveniseră iată aproape un trup. Erau... se confundau pentru că exista această prietenie. Și există într-adevăr, nu știu exact ce se întâmplă, dar între oamenii care se iubesc se ajunge la o asemănare inclusiv fizică. Da. Și se poate să se întâmple lucrul acesta pentru că ei se copiază unul pe celălalt. Ei sunt foarte atenți unul la celălalt. Și apare asemănare în gesturi, în reacție mimică și atunci ei... poți să fii ușor păcălit și să crezi că sunt de aceeași mamă, că au trăit. Dar e fain când te păcălește o pereche de oameni, că sunt soție sau că sunt colegi, că sunt prieteni, că sunt tovarăși, ajung la prietenie și e fain să vezi așa ceva. Dar prieteniile adevărate, să ne aducem aminte, nu pot să existe decât între oameni virtuoși, așa cum am mai spus. Cei care nu caută cu adevărat, spune mai departe Părintele Iosif, sănătatea desăvârșirii, care nu fac eforturi să se despătimească și să dobândească virtuțile, au în lăuntrul lor felurite pricini de tulburări care nu îi lasă să fie liniștiți. Da. Deci cine n-a ajuns la virtute, cine nu s-a despătimit, va avea această tulburare permanentă în lăuntru. Ei sunt întocmai ca acei bolnavi de stomac care îi învinuiesc pe bucătari și pe servitori de nepăsare. Oricâtă grijă ai avea
de cei care îi sluj, ar avea cei care slujesc, ei pun pe seama celor sănătoși pricinile tulburărilor, fără să recunoască că ei înșiși sau în ei înșiși sunt cauzele neliniștii lor. Prietenia cu astfel de oameni este practic imposibilă. De aceea legătura prieteniei adevărate se întemeiază pe egalitatea de virtuți și dintr-o parte și din cealaltă. Pe dacă ăla toată ziua este nemulțumit și simte o tulburare și o neliniște în lăuntrul lui și tu faci în calitate de prieten toate eforturile, de calitate de soț, în calitate de soție, de, nu știu, știți, de părinte care îl tratezi ca pe un prieten și ai o relație de prietenie cu el, faci toate eforturile ca să îl liniștești și el te consideră pe tine vinovat și nu vede de fapt că sursa tulburării și a neliniștii este în el însuși. E pe punctul de a se rupe prietenia. De fapt, cel care rupe prietenia este cel slab, asta spune Părintele Iosif. Pentru că cel puternic, cel tare, cel care a ajuns la virtute, are tăria să-l rabde pe cel slab. Dar cel slab nu are puterea să se rabde pe sine și este tentat tot timpul să dea vina pe celălalt. Pe bucătarul a făcut mâncarea aia. Da, de aia mă doare pe mine stomacul. Nu că am mâncat prea mult. Sau că stomacul meu este bolnav, nu știu. Și că nu trebuia să mănânc acel lucru. Din da. Ce am mâncat în trecut, nu din ceea ce am mâncat astăzi s-a îmbolnăvit. Ar fi fost o demonstrație a faptului că bucătarul e de vină dacă toți cei care am mâncat din mâncarea aceea ne-am fi îmbolnăvit. Păi da. Nu? Da. Dar cum doar eu m-am îmbolnăvit, e clar că problema e la stomac, la mine. Și vedeți, de fapt, care este motivul pentru care oamenii se despart la un moment dat, chiar cei căsătoriți, cei care au copii, pentru că înainte de a se căsători, ei de fapt nu și-au pus niciodată serios problema despătimirii, a desăvârșirii. Și marea problemă. Ai fi tentat să crezi că căsnicia sau călugăria, dacă e să ne referim la monahi, este o cale a despătimirii. Este o cale a despătimirii, într-adevăr, în măsura în care îți dorești și îți propui să realizezi lucrul acesta. Și în călugărie și în căsătorie, dacă nu îți propui despătimirea, eșuezi cu ambele. Și în călugărie și în căsătorie, în momentul în care nu îți pui problema despătimirii, eșuezi. Unii foarte repede, da. Unii foarte repede, alții rezistă puțin mai mult, dar o fac cu încordare, din ambiție. Asta ar fi, dacă vrem, o definiție. Rușinos să abdic de la acest drum, e rușinos să divorțez, e rușinos să, în sfârșit, știți? Da. Și mențin o relație toxică doar pe motivul acesta al rușinii. Cum să plec eu din mănăstire, că mă fac de râs. Și în biserică, și părinții în sat îi fac de râs, că am plecat din mănăstire. Și până la urmă, inclusiv relația cu divinitatea, să zicem, să vorbim chiar de preoție, în care de prietenul suprem pe care n-a ales, care este Hristos. Da. Și chiar în preoție există aceste trădări în care îl trădezi pe cel mai bun prieten, care niciodată nu te-ar trăda și nu pe Mântuitorul Iisus Hristos, și cu toate acestea rămâi în această, să zicem, făcătură, în această relație ipocrită, tocmai de rușine ca ce va zice lumea, că da. Înțelegeți? Ori, din păcate, aceste relații sunt, sau aceste prietenii sunt relații interesate. Toxice, interesate și care în final se problema termină... e că nu mai sunt nici măcar tovărășii. Că și tovărășia e cu interes cât de cât, dar, mă rog, cu un scop bun. Dar aici nici măcar asta nu mai e, da. Ei, mai departe, în mod firesc, Părintele Iosif vine și le explică celor doi, Sfântului Ioan Casian și Cuviosului German, care este temelia adevăratei prietenii. Adică ce ar trebui să facem dacă vrem să ne menținem într-o prietenie și să menținem o prietenie adevărată. În primul și în primul rând, spune Părintele Iosif, disprețuirea celor lumești și desconsiderarea tuturor lucrurilor pe care le avem ca fiind mai puțin importante decât prietenia însăși. Cu alte cuvinte, vedeți, disprețuirea care apare de multe ori și este prost înțeleasă și am mai vorbit despre ea, nu se referă la faptul că desconsideri disprețuirea, ți se face scârbă când vezi un stilou sau știu ce alt, o mașină sau nu în sens duhovnicesc, e cu totul altceva. Ci le vezi stricta valoare, nu le consideri mai importante decât prietenia însăși, decât relația cu soția, cu prietenul, cu divinitatea, cu nu știu, înțelegeți asta? În sensul acesta apare o ușoară disprețuire, desconsiderare. În comparație cu ce considerai până atunci, dar de fapt îl consider la justa lui valoare.
Pentru că mai presus de aceasta, da, la justa e valoare, mai presus de această considerare este prietenia care, la urma urmei, nu comportă comparație. Da. Fiecare, spune mai departe Părintele Iosif, să se supune voinței celuilalt, mai degrabă decât proprie sale voințe și propriilor sale sentimente. Mi-am adus aminte acum de o... În perioada în care suntem îndrăgostiți, facem lucrul acesta în mod involuntar, instinctiv. Mai e un lucru legat, s-a făcut o sinapsă în mintea mea cu un sfat al Sfântului de acum, Paisia Ghioritu. Să se odihnească Duhul fratelui tău într-o Duhul tău. Nu te tulburi unul pe altul. Ai această stare de grijă, de iubire desăvârșită. Da. Mai departe spune Părintele Iosif, ești dator să știi că toate, chiar și cele pe care le socotești folositoare și absolut necesare, trebuie considerate mai prejos decât binele dragostei și al păcii din legătura prieteniei. Adică dacă ajungi să te cerți cu nevasta sau cu copilul pentru o lingură, pentru, nu mai știu, chiar pentru mașina pe care tocmai ce a tamponat-o, a făcut-o praf, sunt fiare, înțeleg? Deci trebuie să ai foarte clar, pentru că în momentul acela de furie, poți să rănești atât de mult încât... Nu mai poți repara, sau foarte greu repar. Foarte greu ajungi să mai repari, să ajungi la inima celuilalt și dacă ai pierdut o prietenie, vom vedea mai departe, spune Părintele Iosif, este ca și cum ți-ai fi pierdut propria viață. Pentru că lucrurile în sine nu pot să-ți ofere o bucurie veșnică. Te sau duci în singurătatea despre care Dumnezeu de la creație spunea că nu e bună. Nu? În momentul în care ai pierdut prietenul. Mai departe, le zice Părintele Iosif, ești dator să știi că nu trebuie să te superi niciodată pe prietenul tău și în legătură cu supărarea anunțăm că emisiunea viitoare va fi despre supărare. Deci iată, niciodată nu trebuie să te superi pe prietenul tău, chiar dacă motivele de supărare sunt drepte și întemeiate. Drepte și întemeiate, omenește vorbind, că duhovnicește n-avem. N-avem voie să ne... În sfârșit, oricare ar fi fost motivul... Că sunt multe motive, găsești motive, dracul îți prezintă motive, ți le îndreptățește, clar. Uite, ți-a făcut, ți-a adres, sunt vizibile, dar cu toate astea îl rabi și îl ieși. Și mai mult decât atât, dacă el se supără pe tine, prietenul, trebuie să te grăbești să stingi supărarea prietenului ca și cum tu ai făcut această crimă împotriva lui. Adică te-ai fi supărat pe el. Sfântul Apostol Pavel, nu? Să nu apună soarele în mânia ta. Peste mânia voastră, da. Iată, și ca să poți să faci toate aceste lucruri, să găsești resurse, sau cum să spun eu, sursa care poate să-ți alimenteze această putere lăuntrică, ca să nu te superi pe el, să consideri lucrurile acestea, prietenia mai importantă decât lucrurile trecătoare și toate cele pe care le-a spus anterior Părintele Iosif, trebuie să te gândești permanent că vei muri și că, de fapt, toate sunt trecătoare și ceea ce este mai important și lucru cel mai important pentru care merită să trăiești în viața aceasta este dragostea unuia pentru celălalt. Măcar unul, un om din lumea aceasta să-l întâlnești pe care să poți să-l iubești și care să te iubească și pe să care să îl consideri, să poți să spui respect, da, prietenul meu. Să apreciezi și să păstrezi această iubire ca pe cea mai mare minune din viața ta. Ce ar însemna pentru tine roadele unei mari prosperități dacă n-ai avea un prieten care să se bucure împreună cu tine? Viața, pentru că viața nu este viață fără prietenie, iată, spune lucrul acesta, singurătatea absolută este chinul absolut și iadul înseamnă singurătatea absolută, pe câtă vreme raiul înseamnă comuniune împreună cu toți prietenii, cu toți sfinții și cu pacea și iubire. Trinitatea Dumnezeirii. În singurătate, toate minunile Universului m-ar lăsa rece, spune, dar dacă aș găsi un prieten, cui să le povestesc, aceste minuni m-ar umple de admirație. Cât de importantă este. De aceea, vedeți, prietenia face ca morții să învieze, face ca cei de departe să-i simți aproape, și așa mai departe. Prietenia, spune iarăși, este ca vinul vechi. Cu cât prietenia este mai veche, cu atâta beția și bucuria pe care o simți atunci când îți întâlnești, euforia, bucuria, da. Îți întâlnești prietenul, este similară efectului pe care îl dă un vin vechi, un vin bun, un vin de calitate.
La cine vă gândiți când spuneți cuvântul prieten? Persoane de față se exclud. Mă gândesc la, în primul rând, la prietenia dintre părintele Iustin și părintele Arsenie Papacioc, care au avut un trecut oarecum asemănător. Și au avut un scop. Și au avut un scop comun. Eu am jucat rolul de mesager, ca să mă exprim așa, între cei doi. Mi-aduc aminte când am fost odată la părintele Arsenie Papacioc și am spus că urmează să merg la Mănăstirea Petru Vodă, unde era stareț părintele Iustin. S-a și mi-a spus, da, mi-a spus, transmite din partea mea așa, spune că îi pup mâinile, după aia a făcut o pauză, zice, și picioarele, și a făcut o pauză și a zis, și unghiile de la picioare. Așa, și am fost de față în momentul în care părintele Iustin, cred că în 2012-2011 a venit la Constanța, nu mai țin minte exact anul, în 2012 a venit la Constanța și bătrânul murise deja, părintele Arsenie murise și am fost împreună cu el la Techirghiol, am intrat în chilia unde a viețuit, s-a nevoit părintele Arsenie Papacioc și părintele Iustin s-a așezat, s-a întins pe patul părintele Arsenie și a zis: nu am fost vrednic să-l întâlnesc în viața. Foarte frumos, știți? O prietenie la distanță. Da. Se admirau reciproc și își admirau virtuțile și admirau lucrarea în mod reciproc și se considerau reciproc ca fiind oamenii lui Dumnezeu. Foarte frumos. Iată că o prietenie poate să fie și la distanță, fizic vorbind, că aproape erau foarte în Hristos. Iată cum o prietenie poate să fie foarte puternică fără să se și fi văzut. Ei nu s-au văzut da. Fizic, da. Să ne aducem aminte de prietenia frumoasă dintre Ioan Botezătorul și Olimpiada, iată, între un mare sfânt al bisericii și o sfântă. Ea era o femeie, văduvă, care aparținea unui neam, unei clase sociale superioare. Din Constantinopolul secolului IV și Ioan Urădeau. Sunt scrisorile minunate care s-au păstrat între cei doi. De admirație, în care își admirau virtuțile, nu e nimic pătimaș, nu e nimic erotic, să zicem, acea iubire erame, nu, despre care am vorbit la începutul emisiunii. Există așadar prietenie și între frumoasă și între un bărbat și o femeie poate exista, iar modelul acesta, prietenia Sfântului Ioan Gură de Aur cu Olimpiada, este grăitoare în acest sens. Sunt situații care încep în filo, primesc nota de agapis, au impresia că s-au desăvârșit în eros, și ajung tot în filo, cu una o înțeleg mai apoi, să zicem, în filo de la final. Au fost câteva, bine, mă gândesc la oameni de rând pe care i-am cunoscut, s-au admirat, doi colegi, se prețuiau foarte, foarte mult. S-au apropiat, au devenit și cu ceva interes că erau colegi, că s-a coborât, să spunem, spre agape, s-au căsătorit, a intervenit și erosul și pe la 40-50 de ani, 40, n-au avut încă 50 de ani, cei la care mă gândesc, trăiesc plenar acel filo, se vede că nu pot unul fără celălalt, gândesc la fel, chiar li s-a și spus la un moment dat, că mă, parcă sunteți frații, semănați. Semănați voi doi. Da. Din punctul meu de vedere, cele trei forme ale iubirii, nu, erame, agapo și filon, nu trebuie să disprețuite sau, înțelegeți? Sau ierarhizate. Da, erosul, adică iubirea aceasta trupească între doi tineri care se căsătoresc, are frumusețea, farmecul, poezia. Importanța. Nu, din această iubire se nasc oameni. Se naște viața. Se naște viața. Este forma de iubire care perpetuează existența noastră umană. Nu trebuie desconsiderată, dar
iubirea, ca să fie plenară, să fie totală, trebuie să le însumeze oarecum pe toate cele trei și într-o formă sau alta filo, prietenia aceasta trebuie să prime, pentru că erosul se știe că este trecător. Ar fi frumos să vezi doi bătrânei la 80 de ani care se tăvălesc în pat ca tinerii de la 15 de ani, duce trupul, nu mai are această, probabil, nu știu, acolo și în chimia aceasta trupului. Și treaba asta. De aceea, dacă relația este bazată doar pe iubirea aceasta de tip erotic, e o relație supusă vremelniciei. O treime, o ferie. Are un început și un sfârșit previzibil. Are limita asta. Pe câtă vreme, dacă ea se împlinește în celelalte agapo, la un moment dat există relația aceasta de tip contractual în unele căsnicii. Și stau cu el agapo pentru că el mă ajută, pentru că fără el nu mă descurc, aduce și el un salariu în casă, pot să plătesc. Avem copii împreună pe care trebuie să-i ținem la școală. Mi-aduc aminte de bunica mea, cred că v-am povestit incidentul acest, când bunicul s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni. L-au dus la spital, au făcut toate investigații, l-au trimis acasă să moară. Iar bunica s-a dus la părintele Cleopa, la Mănăstirea Slatina, unde se spovedea, și a zis: eu nu am bărbat pe care să-l las să moară, că eu cu cine o să cresc copii? Era interesant. Rațiunea ei, gândirea ei era practică, să zicea, sau avea și această dimensiune agapo, știți, a iubirii practice. Trebuie să mă descurc, fără el nu, ca și cum aș fi fără o mână sau fără un picior. Nu mai sunt eu. Nu mai sunt întreg. Asta înțelegeți? Și a făcut acel post de 2 săptămâni, care, în urma căruia s-a întâmplat minunea despre care v-am povestit, că bunicul efectiv a visat-o pe Maica Domnului cum i-a scos toată murdăria din plămâni și s-a ridicat în picioare perfect sănătos. A murit la 80 ceva de ani. A făcut tot un cancer spre sfârșitul vieții, dar un cancer de oase. Plămânul a rămas curat și funcțional. Curat, da. Așadar, și agapo acesta nu trebuie disprețuit, dar toate aceste forme ale iubirii se împlinesc în filo, în prietenie. De aceea, iubirea aceasta de tip filo poate fi și între bărbați. Înțelegeți? Mi-aduc aminte, de, spre exemplu, din literatura română, de Cioran și de Ionesco. Da. Eugen Ionesco. Amândoi au trăit la Paris, în exil. Da. Da, sau Casian și German, să vorbim de prietenii noștri. Nu, dar și ceilalți doi sunt de luat aminte, e de luat aminte la relația. De altfel, în finalul acestui dialog cu părintele Iosif, Sfântul Ioan Casian consemnează că după acest dialog, prietenia dintre el și German a fost mult mai strânsă și și-au făcut jurământ pentru tot restul vieții, să orice s-ar întâmpla, să nu se despartă unul de celălalt. S-au despărțit fizic. Moartea dar să-i despartă, da. Până să moară s-au despărțit fizic. Nu știu dacă s-au despărțit, cred că au fost mai rămas. German a mai rămas la Marsilia. El a murit, German a murit în Roma. Și după ce a murit German la Roma, Sfântul Ioan Casian a plecat la Marsilia. Nu, i-au rămas împreună toată viața, ceea ce este extraordinar. Este extraordinar și de dorit. Și oricare dintre noi, eu cred că fiecăruia dintre noi Dumnezeu îi dă această minune în viață să întâlnească prietenul, să zicem, sufletul pereche, prietenul căruia să-și dedice și să aibă posibilitatea să păstreze, să întrețină, să cultive această relație, să crească. Din treaptă în treaptă, da. Este extraordinar. Altfel, oricâte realizări am avea, trăim sentimentul singurătății. Eu am văzut, pe exemplu, foarte mulți monahi care sunt afectați de depresie, monahi care vor să se sinucidă. Bună oară, săptămâna trecută a venit o maică, s-a spovedit și îmi spunea că are gânduri de suicid. Este trist, știți, să vezi oameni care își dedică viața unui scop, unui țel înalt, încercări, da. Și totuși singurătatea îi face să ajungă la astfel de soluții extreme. De ce? Pentru că nu au experimentat iubirea și prietenia. Nu au avut această experiență a vieții. Tot ce au făcut din ambiție, din mușchii ăștia ai tinereții, și la un moment dat ăștia te lasă și vezi că nu e nimic consistent și clar și concret în drumul pe care l-ai ales. Aceleași eșecuri se pot întâmpla în căsnicie și în oricare altă și în călugărie și în relația de vecinătate și în relația de colegialitate și la cel muncă. Mai trist este când vezi, bună oară, ieri au venit la mine doi tineri și care o fată a făcut avort, ei pretindeau că se iubesc
și totuși nu se căsătoreau și au ajuns la crimă împreună în această relație, pentru că încă nu erau chipurile pregătiți să se căsătorească, ea trebuia să avea determinat o facultate, era abia în anul 3, iar el, nu, bărbat fiind, nu strânsese încă suficienți bani ca să organizeze o nuntă. Este stupid să pui înaintea iubirii, să pui alte priorități cu totul și cu totul materiale. Da, nu, din păcate e discursul generalizat la capitolul ăsta. E un discurs generalizat în rândul tineretului. Dar lipsește autentica prietenie dintre ei, pentru că l-ar fi fost suficient unul celuilalt. Dacă ar fi fost prietenia, dacă ar fi fost filo, iubirea de tip filo între ei. Pentru că, na, am văzut cu toții, nu? Și cel mai simplu, putem să ne uităm la cei care sunt astăzi căsătoriți și ca vârstă sunt undeva între 40 și 60 de ani. Foarte, foarte puține cupluri și-au început viața de familie având casă, mașină, servici, sigur. Nu. Au fost mulțumiți că erau unul cu celălalt. Și-au făcut în timp și casă, și-au luat cândva și mașină, au urcat și profesional și toate cele, împreună ajutându-se unul pe celălalt. Au pus mai întâi de toate preț pe prietenie și nu pe interesele relației, care, iată, în loc să upgradeze, downgradează relația, o deturnează și până la urmă o stinge și se ajunge în stare. Eu asta le-am zis. Președintele Americii Trump era căsătorit când a câștigat alegerile. Adică nu știu de ce tinerii văd căsătoria ca un impediment în evoluția lor socială, evoluția din lor contră, în profesională și construirea unei cariere până la urmă. Din contră, nu? Din contră, te sprijini unul pe celălalt, te ajuți, ești mai liniștit, că ești lângă iubirea ta, nu mai ai emoții, că sunt lucruri pe care, na, noi le spunem, dar trebuie să fie și auzite. Iată, Părintele Iosif exprimă lucrurile foarte clar, arată care este temelia acestei prietenii și dacă ajungi, Doamne ferește, într-o prietenie să pui mai presus lucrurile materiale decât prietenia însăși, este clar că acea prietenie este sortită eșecului din start. Aș vrea să recitiți începuturile prieteniei. Mi se pare că era la pagina 3 sau 4, nu mai știu, dar mi-au plăcut foarte tare la pagina 3. Legăturile prieteniile își au începutul, fie într-o învoială anume, da, că pe baza acestui aici cuvânt, e vorba de prietenia de tip tovărășie, nu de prietenia autentică. Da, începutul. Este începutul, da. Da. Deci, într-o învoială anume, contract, o înțelegere între doi sau mai mulți oameni. Să mergem pe varianta de prietenie între soț și soție, să spunem așa. Începe așa, da? M-am dus la... Am semnat, am zis da, am semnat, mi-am asumat. Există și acest lucru, chiar dacă pare să fie un început nu exact cel care ne dorim. Căsătoria, de fapt, așa începe. Relația a început mai dinainte, dar la relația de căsătorie, pentru că trebuie să-i dăm valoarea cuvenită. Începe cu contractul, după aia începe asemănarea și identitatea de vederi. Începem să avem, să, chiar dacă vedem diferit, soțul și soția discută. Discută până când ajung într-un acord de idei, nu? Așa fac. Prin legile firii și ale înrudirii devin un trup, deci sunt de sânge de acum. Acest fel de atașament se vede și pe care îl vedem, iată, spuneați și la... Da, da. Capătă această valoare augmentată până la urmă. Da, hei, mi-a plăcut foarte mult.
Măcar aceste lucruri, dacă de început l-ar avea în vedere tinerii, ar putea înțelege cum se pune problema. Da, mi-asum în fața legii, caut să discut, să ne punem în acord și să ajungem până la urmă, de fapt, să fim și un sânge și să avem și identitatea aia care dă în exteriorul nostru nota de frățietate, de rudenie, de sânge. Mulțumim pentru tema propusă și dezbătută. Sperăm ca, indiferent în care treaptă a prieteniei am fi cu cel pe care îl considerăm prieten, să înțelegem augmentarea, s-o și săvârșim și să ne bucurăm de ea. Să ajungem la filo. Să avem prietenia această... este ceva care trebuie să crească. Ca să crească până, orice, până la Hristos. Tot ceea ce există în lumea aceasta. Da. Să rămână, Părinte. Cu drag. Să fim foarte atenți și lunea viitoare să înțelegem care ar fi pericolele dărâmării prietenii. Supărarea. Să fugim de ea numai decât și învățăm lunea viitoare când vă așteptăm cu mult drag. Să rămână. Să rămână, să ne fie de folos.